Oare ce am schimbat în lumea asta dacă toți am devenit foarte conștienți și prezenți în lumea asta? Bars este o tehnică blândă de atingere a 32 de puncte pe cap. Este creată de Dr. Dan Hirsch și Gary Douglas, fondatorii Access. 32 de puncte pe cap care practic transformă toată viața. În primul rând, devii mai conștient. Când ești conștient și prezent aici și acum, toate lucrurile funcționează diferit pentru că tu ești prezent. Terapia Bars ce face? Îți schimbă viața. Cum? Îți aduce ușurință, îți aduce bucurie, îți aduce permisivitatea de a vedea că totul e posibil. Practic îți schimbă conștiința. Te ajută să trăiești ușor în această realitate. Terapia Bars poate fi învățată, predată de către noi, facilitatorii de Bars. Nu sunt eu singură, suntem mai mulți în România, suntem foarte mulți în lume. Putem să învățăm copii. Avem posibilitatea să ținem clase speciale pentru copii de 2-3 ore, în care pe copii învățăm să practice Bars. Copii care au aparținători, dar la fel de bine se poate face clasă pe copii care nu au aparținători într-un centru, într-un orfelinat, într-un cămin de copii, decât să aleagă să-și plângă de milă sau să se simtă neiubiți, pot alege personalul acestui loc să le dea posibilitatea de a le fi ușor în viață. Cum? Primindu-ne să facem aceste clase pentru ei. Ce mai putem face cu terapia Bars? Putem să învățăm pe un grup de personal care asistă alți oameni. De exemplu, într-un spital, cum ar fi, într-un centru ATI, ca personalul de acolo să învețe Bars și când omul este în ATI, așa cum este inconștient, să primească și Bars. Mai putem face clase de Bars pentru penitenciare, un loc de deținere, cum ar fi să învățăm acolo pe câțiva dintre ei să practice Bars și în timpul de detenție cei care sunt acolo să înceapă să schimbe conștiințe în lanț. Oameni care sunt excluși de societate sau care poate chiar au ajuns acolo pentru că n-au avut alt mod de existență, în loc să fie excluși de societate ca ceva, ca un rebut, să li se dea șansa, bineînțeles, să aleagă ei să vină la astfel de lucruri, ca pe urmă să înceapă să schimbe în lanț și când ies de acolo chiar să simtă că tot e ușor și la rândul lor experiența aceea să fie contribuție pentru tot în jurul lor. Mai putem să facem clase de Bars la personal militar, la polițiști, la persoane care lucrează în instituții, care aplică legea, pentru că sunt persoane foarte stresate. Pot primi și sesiuni de Bars, la fel de bine putem învăța pe cineva de acolo să practice Bars. Prețurile pentru toate categoriile acestea care le-am prezentat sunt modice. Vor avea bucuria de a participa la această lume și a schimba conștiința. Gary Douglas, fondatorul Access, a fost depresiv. Și-a dat un termen de 6 luni și a zis eu, dacă nu găsesc ceva interesant pe lumea asta, eu dispar. Și a zis și-a pus o întrebare, ce altceva e posibil? Și de la întrebarea aceea a început să se schimbe tot în viața lui, în sensul că prin channeling i-au venit pur și simplu cele 32 de puncte cu care s-a realizat această tehnică de Bars, 32 de puncte prin care el a avut revelația că poate să schimbe viața lui personală. După ce a primit această sesiune, efectiv a început să se schimbe viața lui. Dr. Dane, care a venit spre Gary, exact așa a venit, depresiv, 6 luni și-a dat termen, dacă nu găsește nimic interesant pe planeta asta, el pleacă. Și ghiși ce, bineînțeles că a primit sesiune de Bars. Și toată viața i s-a schimbat. E o tehnică care nu are niciun precedent. Este o tehnică care schimbă această realitate. Și când tu ești conștient, prezent cu tine și 100% acolo, un angajament cu tine și responsabil cu viața ta, realitatea aceasta nu te mai face zoc.